Roșie ca focul, să-i surâdă norocul. Așa a venit astăzi Carmen la discuțiile noastre importante. Așadar, bun venit din nou la rubrica noastră, părerea specialistului de la practică la teorie. Doamne, nu-mi vine să cred că ne îndreptăm spre 4 luni de material săptămânal. Mai puțin în săptămâna cu Paștele, dar am luat și noi o pauză bine meritată. Sunt cu niște foi în mână. Și vorbeam puțin mai înainte cu Carmen despre ce exerciții pregătim, despre ce mai vorbim. Și spuneam, hai să încercăm să vedem, să nu repetăm, să nu spunem aceleași lucruri. Este foarte probabil ca de cele mai multe ori să spunem lucruri asemănătoare, pentru că baza a ceea ce se întâmplă într-un atelier muzical sunt de fapt concluziile pe care le trage Carmen. Și este foarte firesc ca de foarte multe ori să se repete. Sau să fie asemănătoare, da. Beneficiile pe care Carmen le prezintă. Astăzi vreau să vă prezint un exercițiu foarte, foarte drăguț pe o piesă frumoasă. O să vedeți în continuare despre ce este vorba. Am pregătit două fișe noi. Acestea nu sunt în kitul de lucru de pe site, dar cu siguranță puteți adapta și fișele care sunt acum pe site. Vom folosi fișele în acest fel, una sub alta, da? Prima oară fișa de sus, ulterior coborâm la cea de jos. Dacă de obicei am așezat fișele pe o masă atunci când am făcut astfel de exerciții și am luat așa masa la rând, astăzi vreau să vă prezint exercițiul cu fișe într-un mod inedit, pentru că trebuie să lucrăm puțin și condiția fizică, da? Dacă la masă stăm așa un pic aplecați deasupra mesei, depinde cât este de înaltă, astăzi vreau să prezint acest exercițiu într-o altă formă, așa că mă opresc aici, mă pun la lucru, după care vine Carmen cu verdictul. Și exercițiul acesta, deși eu le fac cu copiii săptămâna, nu știu, pe mine mă relaxează maxim toate exercițiile acestea ce au la bază diverse semne de punctuație, cum ar fi muzicograma sau simboluri ale corpului, și mă mai bucură foarte tare piesele pe care le aleg, mă laud singură, nu știu dacă e bine sau nu, dar vreau să arăt copiilor că există și alte tipuri de muzică, tipuri de muzică pe care chiar te poți distra și pe care poți învăța o multitudine de noțiuni și îți poți îmbunătăți memoria și tot ceea ce va urma să spui tu. Pentru că, din păcate, generațiile din ultimii ani, mai ales dacă vorbim de 11 ani plus, au gusturi muzicale poate ușor nepotrivite lor, nu generalizez acum, dar lucrând cu atât de mulți copii, inclusiv copii care ajung uneori la mine, mă refer la copiii de grupa mare, unde am și copii de 10 ani, îmi cer uneori niște piese, Dumnezeule, zic, sorry, aici nu putem lucra pe aceste stiluri muzicale, nu mă refer la manele, dar tot genul hip-hop, trapanele, reggaeton, Maluma sau... Sunt piese pe care, da, toți le ascultăm acasă, poate la un grătar, într-un context potrivit. Am dar auzit și eu tot felul de melodii cu onomatopee, să nu zic mai multe. Da, deci... Da. Tocmai de aceea spun că atunci când vin la mine, eu chiar mă bucur că am ocazia să le arăt și alte stiluri muzicale, uneori muzică clasică pe care facem anumite exerciții și îmi spun, mamă, ce frumoasă e piesa asta, ce tare ne-am distrat. Ia să vedem, exercițiul meu cu mânuțe, am amestecat mâinile, am bătut, am schimbat mâinile între ele, te-am zăpăcit puțin. Sper că ai înțeles ce a vrut să spună autorul. Ia să vedem. Sigur, mi s-a părut foarte, foarte benefic faptul că, dacă ați urmărit, Gianina a avut aceste mânuțe lipite pe perete, însă nu le-a
folosit într-un anumit în ordine. În ordine, direct. Exact. Și copilul va trebui să fie foarte atent care este ordinea pe care Gianina o folosește atunci când face aceste bătăi sau potrivește mânuțele. Este un exercițiu foarte bun pentru exersarea memoriei, pentru că copilul este foarte, foarte atent acolo și memorează fiecare pas. Dar și foarte, foarte atent în cazul în care Gianina schimbă. O sucesc așa. Dar cu copiii mai mari, ce-i drept, testez și provoc, pentru că fac de două ori după mine și e simplu, asta oricine poate. Și poc deodată schimb direcția, îngreunesc puțin, schimb bătăile, schimb mișcările. A, păi n-ai făcut așa până acum. Tocmai ca să vă pun în dificultate, să nu credeți că da, e doar gradul atunci. De dificultate, da. Pentru copiii mai mari este mai mare, da. Sigur. Coordonarea mână-ochi. N-am mai vorbit de mult de ea, da. Dar haideți să o amintim din nou. Este foarte bună pentru momentul în care copilul va trebui să scrie, da, activitățile preșcolare, pregrafismele. Imitarea unor pattern-uri, faptul că el va trebui să imite anumite mișcări într-un anumit fel. Și menținerea ritmului. Pentru că baza atelierului muzical, evident, nu? Da. Ține cont de ritm și da, puteți jongla cu orice piesă doriți voi în cazul în care luați de pe site-ul meu kitul de lucru, pentru că creativitatea este la loc de cinste. Eu doar aici vă dau niște exemple și mă bucur că, iată, Carmen de atâta vreme vine și cu niște dovezi științifice mult mai solide decât cele pe care le prezint eu. Am habar despre ce fac, despre ce vorbesc, dar cu siguranță nu am termenii și noțiunile pe care ea le prezintă săptămânal. Tocmai de aceea îți mulțumesc încă o dată. Spune-ne un pic despre muzica pe care o folosești, pentru că eu am încercat kitul tău și am observat că trebuie să potrivești. Da. Este separat pe site și lista cu 50 de piese potrivite, da? Nu sunt împreună, se pot comanda separat. Asta spuneam, este nevoie și de puțină creativitate, pentru că au fost oameni care mi-au spus: dar de ce nu ne-ai dat fișa și piesa? Aș fi limitat posibilitățile de lucru. Dacă eu vă dădeam la această fișă alunelul, ați fi folosit această fișă doar cu piesa alunelul. Nu v-ați fi gândit deloc, măi, dar eu cum mai pot folosi? Da? Pentru că alunelul poate puteți folosi la o grupă cu copii de 4 ani. La 10 ani, cu siguranță, vor spune pe bune, ne pui alunelul. Da? Piesa aceasta, de exemplu, folosită este Ala Turca. E o piesă foarte cunoscută și o piesă veche, dar după cum spuneam și bine ai făcut că ai menționat, e nevoie să ascultați piesa și să vedeți că ritmul are puțin legătură cu ce vedeți aici, că aici orice, și alunelul, dacă luăm ca atare, le luăm la rând, da? 1, 2, 1, 2, 3, o ții tu pe asta puțin, te rog, cântăm așa. Alunelu, alunelu, hai la joc, da, deci le puteți lua și ca atare. Mâna stângă, mâna dreaptă, 1, 2, 3. Ăsta poate fi un exercițiu simplu pentru copilaj de 4-5 ani, un pic mai ușor decât ce am făcut eu mai devreme. Da? Deci dacă alegeți o piesă pentru acest tip de fișă, trebuie ca ritmul să fie bătaia 1, 2, 1, 2, 3. Pentru că da, avem două însemnuri aici, trei însemnuri pe fișa aceasta. E nevoie și de puțină creativitate. Asta așa ca o paranteză pentru cei care încearcă adesea să reproducă ceea ce fac, primesc din diferite surse, vezi că ăla te-a copiat, vezi că ăla a făcut ca tine. Este firesc, să mă bucur că pot să inspir, dar m-aș bucura ca, dacă sunt reproduse multe dintre exercițiile mele, să se încerce să se reproducă și corect. Am văzut multe filmulețe, mi-au fost trimise de către prieteni, de pe alte pagini, conturi, și nu aveau treabă cu ritmul. Au desenat niște mânuțe, e super tare să fii creativ, iată, și au făcut singuri fișele, da? Au desenat mânuțe, dar este important să învețe și cu sens ceea ce învață, da? Că și noi, eu, la un moment dat, în general, am învățat engleza cu o doamnă care nu stăpânea foarte bine de limba engleză și când am ajuns la liceu și tulibudibudaciu, știi când e cu ăla?
profesora spune, măi, voi cu cine ați făcut engleză? Păi cu aceeași doamnă. Cum să veniți la clasa nouă să spuneți, sau do you, do you, do you, do? Pentru că, da, nu am învățat de la omul potrivit, am învățat greșit și la o vârstă mai înaintată este puțin mai greu să repari ceea ce a fost învățat greșit. Mulțumesc, Carmen, încă o dată. Cu mult drag. Pe mine, ca de obicei, mă găsiți pe pagina mea, că materialul este aici, pe contul de YouTube Gianina Studencu. Carmen. Pe mine, pe site-ul meu, carmengrigorescu.ro. Probleme ale adulților, probleme ale copiilor, din punct de vedere psihologic, logopedic. Carmen este, sper să mai ai liber să ajut și persoanele pe care le trimit la tine, pentru că știu că ai un program foarte încărcat. Dar tot datorită muncii tale... E cel de mare, sunt probleme, da, multe. Din păcate, da. Da, dar este bine că avem oameni dedicați și implicați așa ca tine. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! O zi minunată!